We are starting in 5 minutes, so please take your seats. All cell phones and all electronic devices. They will... The streaming is working. Reprezint și cultura olandeză, dar reprezint mai mult cultura românească. Am fost invitată de Cristi, m-am tot gândit dacă sunt destul de reprezentativă pentru acest public, pentru experiența mea și cât aș putea să împărtășesc persoanelor care sunt în seara asta prezente aici, din ceea ce am învățat eu în decursul anilor. Lucrez într-un mediu corporativ de aproximativ 14 ani, am lucrat exclusiv în companii olandeze, am învățat foarte mult, am făcut și foarte multe greșeli și este, în această seară este practic primul meu discurs la 36 de ani, era cu ziua mea, mulțumesc. Sper să nu fie ultimul. Ieri am vizitat această locație și pe mine mă inspiră foarte mult oamenii, mă inspiră foarte mult interacțiunea. Oamenii nu trebuie să fie perfecți. Oamenii au calități pe care trebuie să și le descopere, de care să nu se teamă și să se folosească de mediul din jurul lor pentru a deveni mai full of themselves, să fie mai compleți. Mediul olandez, pe de altă parte, este un mediu foarte competitiv. Este un mediu, mai ales într-o lume corporativă, un mediu predominant masculin. Este o diferență clară între cum funcționează o femeie și cum funcționează un bărbat. Femeile vorbesc foarte mult, au foarte multă empatie, bărbații încearcă să fugă din sală în momentul în care se pornește femeia să explice și explică și explică, nu s-a trebuit explicația. Și experiențele mele de la început au fost exact pe acest model. Pe de-o parte, vârsta mea, nu eram la o vârstă, nu eram senior ca să pot să zic, da, am acumulat extraordinar de mult și știu ce funcționează și ce nu. Și făcând foarte multe greșeli, am reușit să-mi găsesc un drum. A face greșeli nu este ceva de condamnat. Dimpotrivă, pentru cineva care trăiește în România, mai ales în zilele de astăzi, este bine să știm să facem greșeli, să nu le dorim, bineînțeles la mod extremist, dar să învățăm din ele și să știm să acționăm. Prima dată când am cochetat cu ideea de a merge din țară, a fost la final de liceu. Vreau să mă duc o bursă în Statele Unite. Am reușit să obțin bursa respectivă, dar am ezitat. M-am tot gândit cum o să fie, dacă o să mă descurc, dacă cum e să plec, să las familia și ce se întâmplă. Și am renunțat. Ulterior, m-am gândit de mai multe ori și am regretat întâmplă acest lucru. Dar asta nu este un lucru negativ. Plecarea mea în Olanda a fost practic în septembrie acest an. La fel am stat și m-am tot gândit aproximativ un an și ceva dacă e cazul să merg sau să nu merg. Pentru că cred foarte mult că lucrurile pe care pot să le fac într-o altă țară, în alte circunstanțe, pot să le fac și aici. Și nu depinde neapărat de circunstanțe, cât depinde cât încredere am eu în mine și cât cum anume reușesc să-mi definez visele. Ce n-am reușit să fac mai de mult a fost să-mi clarific foarte bine ce vreau de la mine și ce vreau să fac cu viața mea, cu competențele mele. Tot timpul am pus cumva în favoarea altcuiva. Am servit o organizație, am reprezentat o companie și de foarte puține ori am stat să mă gândesc pentru mine ce fac. Cultura olandeză este foarte reprezentativă pentru acest tip de gândire, pentru că este o cultură foarte individualistă. Oamenii de acolo sunt responsabili pentru viața lor, se gândesc, da, m-am născut, am anumite competențe, ce pot să fac ca să fac o viață mai bună, indiferent că ea se măsoară într-un succes financiar sau mai degrabă într-o împlinire spirituală. Faptul că am reușit să cunosc oameni care m-au făcut să mă confrunt cu un alt stil de gândire, într-o primă etapă mi-au pus foarte multe întrebări și după aceea m-au făcut să acționez. La ora actuală, dacă stau să mă gândesc care este cel mai mare impediment vis-a-vis de diferența dintre români și alte nații, este că noi suntem, din perspectiva o nație foarte reflexivă. Stăm foarte mult să gândim cum anume să facem lucrurile să fie perfecte. Și stăm așa,
luni, zile, nu știu, stăm și stăm și nu reușim să acționăm. Olandezii, în schimb, sunt foarte pragmatici. Ei, dacă se hotărăsc ca mâine să meargă să facă o excursie în Thailanda, se gândesc la modul specific. Ce anume îmi trebuie mie ca să merg acolo? Pe lângă faptul că, da, am o pasiune extraordinară să merg în Thailanda. Și se gândesc financiar ce pot să fac, logistic ce pot să fac, dacă sunt alte impedimente pe care pot să le elimin din drumul meu. În România, de foarte multe ori, ne gândim în obstacole. Toate lucrurile care intervin în calea noastră sunt lucruri care, practic, ne îndepărtează de la obiectivul pe care îl avem. Nu știu dacă vă regăsiți în povestea mea de până acum și cum anume e partea asta cu obstacole, dar pentru mine au fost, practic, mai multe tipuri de șocuri. Pe de-o parte, la o vârstă destul de, să zic eu, fragedă, am avut un contact cu o cultură care era complet altfel decât eram eu educată, învățasem să cunosc lumea și după aceea am fost pusă într-un rol în care trebuia să și servesc respectiva cultură, adică să mă adaptez în așa măsură încât să o pot și reprezenta. Exercițiile pe care le-am făcut au fost nu neapărat ale mele. Și ăsta este iarăși un al doilea punct de atenție pe care aș vrea să vi-l împărtășesc. Faptul că de cele mai multe ori ezităm să cerem ajutor. În România există un anumit spirit competitiv care ne face să fim aroganți față de ceea ce reprezintă celălalt. Avem o anumită self-esteem, așa un fel de stimă de sine, care copleșește, practic, prezența celuilalt în viața noastră. Și aici revin din nou la mesajul meu inițial, cum anume reușim să împărtășim, cum anume reușim să creăm o anumită moderație în a interacționa unii cu ceilalți și a face ca lucrurile să fie mai bune pentru mine și pentru celălalt. Olandezii sunt niște oameni foarte relaxați, dar în același timp sunt oameni foarte ambițioși. Au o cultură extraordinar deschisă și cei care au călătorit în Olanda, cu siguranță știu că pentru că sunt eu pe etnaj, există foarte mult respect, există foarte multă deschidere. Deschiderea este cei care au călătorit în Olanda, cu siguranță știu că dacă vă plimbați pe străzi, casele au perdelele trase, adică eu pot să văd ce se întâmplă în viața celuilalt fără că n-am chiar să simt că fac o agresiune față de celălalt. Asta este iarăși o lecție pe care noi încă o învățăm. Probabil că o să ajungem să ne definim noi deschiderea față de ceilalți. Consider că până la ora actuală suntem într-un proces în care, așa un pic handicapat, reușim să facem deschiderea mai degrabă la mod artificial și la modul natural. Nu putem să intrăm în concurență cu toată istoria și toată cultura unei alte nații. Este imposibil, dar pe de altă parte asta nu înseamnă că nu ne putem ajuta de experiența celorlalți, dar ne definim mai bine cine suntem noi și ce vrem noi să facem. Despre Olanda se poate spune foarte mult, este o țară extraordinar de mică, dar în același timp este o țară cu inimă foarte mare și este o țară care este prezentă pe toată globul. România este o țară de tot o altă factură. Asta nu înseamnă că nu o pot simți bine în pielea mea faptul că sunt româncă și faptul că am avut o experiență probabil mai puțin o experiență mai traumatizantă decât cineva care s-a născut într-o lume occidentală, capitalist sau care a avut o altă perspectivă asupra misiunii lui în viață. Ceea ce este surprinzător, plăcut, este că reprezentând un mediu corporativ particip la foarte multe evenimente care sunt așa high level, într-un mediu în care se discută despre economie politică, despre business, despre negocieri. Și ce este surprinzător este că oamenii reacționează de cele mai multe ori la naturalețe, la faptul că ne asumăm cine suntem și faptul că nu vrem să fim altceva decât suntem. Olandezii sunt foarte mândri că sunt olandezi și se ghidează după motto-ul Live and Let Live. Adică respect, vreau să fiu respectat, dar în același timp respect pe celălalt. La noi, de foarte multe ori am auzit expresia cu să mănă capra vecinului. Există o anumită lipsă de loialitate față de propriile vise, într-un fel, dar
faptul că putem să trăim diferența între, sau că avem anumite revelații prin intermediul celorlalți, trebuie să ne ajute să continuăm mai departe și să încercăm să depășim handicapurile, fie istorice, fie economice. În foarte multe întâlniri pe care le-am avut, este o poveste care apare așa recurent, și anume că România este o țară coruptă. Ceea ce este oarecum paradoxal este că oamenii din România nu sunt corupți. Probabil sunt câțiva corupți, dar în același timp, modelele care există în societatea de la noi ar trebui să fie destul de puternice ca partea asta de corupție să devină cât mai redusă. Și eu consider că avem o responsabilitate de a face lucrul acesta. Olandezii își asumă responsabilitatea de a păstra identitatea olandeză intactă. Noi, de cele mai multe ori, suntem oarecum fascinați de mirajul unei, să zic așa, the American dream, sau faptul că undeva este mai bine decât poate fi la noi. Ceea ce este, din perspectiva mea și fiind interacționat cu așa de multă lume, este un defavor la adresa noastră. Olandezii, pe de altă parte, sunt câteodată uimiți de ce noi nu putem să ne promovăm propria noastră identitate, să ne promovăm pe noi înșine. De cele mai multe ori, în discuțiile pe care am avut în cercul de expați, foarte multă lume se plânge de România, de toate lucrurile negative care sunt în România. Ce e surprinzător este că nimeni nu este perfect, dar ar trebui să avem mai multă atenție față de lucrurile care sunt posibile și să știm să acționăm pentru a le face reale, a le face tangibile și a depăși nivelul de discuție, de a depăși nivelul de dezbatere și de a face pași mici către un alt stil de atitudine. Sunt foarte multe lecții pe care le putem învăța de la ceilalți. În compania în care am lucrat și în care am lucrat în diverse companii, dar cu preponderență în compania în care și Cor este cofondator, ce am apreciat întotdeauna este faptul că, dincolo de faptul că există o anumită competiție între performanța mea și performanța celuilalt, există foarte mult sprijin. Și probabil că mi-ar fi plăcut, într-un fel, să găsesc mai mult sprijin și la mine acasă. Există o anumită dezamăgire, dar în același timp personalitatea mea este o personalitate optimistă și probabil că dacă nu aș fi reușit să mă adaptez sau nu aș fi reușit să înțeleg diferențele culturale sau nu aș fi reușit să mă înțeleg pe mine, probabil că n-aș fi supraviețuit așa de mult nici într-un mediu olandez care elimină stilul ăsta de comportamente negative. Nu o să vreau să continui foarte mult discursul meu. Dacă să aveți întrebări, o să vă rog să interacționăm mai încolo. Mesajul meu de final este, așa cum ziceam și la început, să încercăm să găsim calea de a împărtăși cu ceilalți, atât din greșelile noastre, cât și din ceea ce am reușit să facem bine, să avem atitudine deschisă și să încercăm să nu ne simțim prost dacă facem greșeli. Perfecțiunea nu există, există doar dezvoltare și există doar ambiții. Mulțumesc! Give your phone number. This is about thinking, and okay, you showed me, but quite vulnerable, and showed also your pitfalls, but life continues. So what is your next chance? So you can tell what you've done, that life is not stopping. So you compared a little bit what I understood the culture in the western part, Western Europe and Romania. So if you can give two answers. What was the main typical Romanian thing you had, which you conquered for yourself, not to show off to the world, but for yourself? And definitely the next question, what's going to be the next one? And if you can help me, if you do this in English, is that okay? Yeah. Not in Dutch, but that would be. It's okay. I think the biggest challenge that I've had is that because of my job, I always was in a position where I had to represent somebody else.
happen in that way, I wanted to, you know, have respect and do it in a proper way. And I never dare sometimes to question the persons above me. You know, if you have a boss who's a senior guy in a corporation and who's done business for all his life, you take that guy as, you know, he's the absolute truth. He holds everything and that's, you know, you cannot question him. But what I've discovered is that, yes, that's not true. And sometimes I look at his reality in a completely different way. And if I dare to challenge him to see my perspective, then maybe he will change his opinion and do it in another way, maybe my way. And that was, I think, one of the biggest achievements that I managed to do. I did not manage to do it from the beginning because I was very hesitant. And I did not want to be too critical, and I was a bit insecure about, okay, but do I hold the truth? If that guy, come on, he's been doing this business for so many years, who am I to tell that? But I found out that's only in my head, it's not on his head. And the next one? Yeah, and the next one, that's more of a personal challenge for me, because I've been working so far, you know, I had a normal job. And I was also, I had all kinds of hobbies. If I wanted to do, I like to experiment, sorry, I'm nervous again. I like to experiment, and I wanted to do 1 year, I wanted to do a radio show. I did it for 1 year. Then another year I wanted to do volunteering. I did it. I wanted to travel. And my next challenge is to, you know, get my focus, you know, get my final objective. And also do something that I really liked. When I was at the university, I studied languages and facultad of literatura și străină. And then I wanted to have my own publishing house. I wanted to be an editor. I really love books. I really love to write. But sometimes I'm too lazy in doing that. And that's my next challenge, how to... Yeah. If there are potential writers here, so she's the one who's going to publish the book. Thank you very much, Helena. Thank you very much.